Instituțiile medicale din nordul Republicii Moldova sunt dotate cu echipament necesar pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Cel puțin asta susțin președinții a 10 raioane care au participat joi 19 martie la Bălți la o întrevedere cu șeful statului Igor Dodon. Aceștia declară că oamenii care s-au întors recent de peste hotare, în special din zonele de risc, sunt plasați în carantină. Deci, situația epidemiologică în Jedenec este bine. Noi nu avem niciun caz, nici confirmat și nici suspect astăzi la zi. Lumea s-a acomodat și respectă regulile care le-am făcut de comun cu toată Comisia Extraordinară de Sănătate Public. Pe umerii primarilor stă tot povara aceasta, fiindcă ei știu mai bine ca deci, mai bine nu știe nimeni situația în sat. Fiindcă ei știu care persoane sunt acum întoarse recent de peste hotare, că noi nu putem să nu-i primim acasă. Ținem totul sub control. Șefii centrelor de sănătate din localitățile raionului Glodeni monitorizează strict persoanele care trebuie să află în carantină și ducem strict evidența lor. În cadrul aceleiași întâlniri, Igor Dodon a declarat că mai mulți agenți economici își vor putea relua activitatea de săptămâna viitoare. În special magazinele de semințe fertilizanți pentru agricultură, pentru că suntem în toiul sezonului agricol, s-a luat decizia și pentru magazinele unitățile comerciale care vând dezinfectanți și alte lucrări care sunt necesare acum, acolo se vor scoate interdicțiile ca să înceapă activa. Totodată șeful statului a dat asigurări că va soluționa problema deficitului de măști de protecție. A fost un anumit ajutaj. Eu știu că Ministerul Sănătății a luat măsuri în acest sens și deja această problemă se rezolvă. Dar încă o dată, nu trebuie de panicat. Calm, liniștit, pentru că guvernul face față și Ministerul Sănătății. La întrevedere a fost prezent și ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu. El a declarat că este pentru prima oară când Republica Moldova luptă cu o asemenea boală. Pandemie, nu am avut ultima 100 de ani situații de urgență, nu am avut niciodată în Republica Moldova. De ce? Este necesar ca în termen foarte scurt să înțelegem toți care sunt scopurile acestei comisii, care sunt scopurile noastre comune, cât mai urgent de localizat și de tratat această maladie. La moment, în Republica Moldova sunt înregistrate 49 de cazuri de infecție cu COVID-19.